noi, ca și frați și surori, Biserica lui Hristos, le putem aborda. Însă, în această dimineață, să socotesc că cel mai important subiect în acest moment pentru noi, având în vedere faptul că în câteva momente vom sta la masă cu Domnul nostru Hristos, este cina Domnului Hristos, este cum să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului Hristos. Am pentru tine în această zi un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Și cuvântul se numește cum să iei cina Domnului. Cum să iei cina Domnului? Mă rog să ne ajute Bunul Dumnezeu pe fiecare dintre noi să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului Hristos. Însă să ne ajute Dumnezeu să ne împărtășim în conformitate cu învățătura Sfintelor Scripturii. Așadar, cum să iei cina Domnului Hristos? Frașii și dragi prieteni, noi trebuie să luăm cina Domnului Hristos spre amintire. Împărtășește în această zi, ia pâinea aceasta care reprezintă trupul lui Hristos, ia rugul fiței care reprezintă sângele lui Hristos și împărtășește-te cu el. Și în felul acesta adu-ți aminte de tot ce a făcut Hristos pentru tine. Atunci când întinzi mâna, farfurie și bucată de pâine, preamitul, adu-ți aminte de tot ceea ce Hristos a făcut pentru tine și în locul tău. Adu-ți aminte de faptul că El și-a asumat păcatele tale. Adu-ți aminte de faptul că El a murit pentru tine și în locul meu. Hristos stă de vorbă cu cenicii și Apostolul Pavel reiterează acestea și le spune felul următor. Când veți face lucrul acesta, veți frânge pâinea, veți mânca pâinea aceasta, să faceți acest fapt spre pomenirea mea. Adică să vă aduceți aminte de patimile mele, de jertfa. Când veți bea rodul viței, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, adică spre aducerea mea aminte. Ori de câte ori biserica primară venea la masa Domnului Hristos, trebuia să-și aducă aminte de toată suferința lui Hristos, de tot tabloul patimilor, cum Hristos Domnul și-a asumat păcatele, cum Hristos Domnul a fost torturat, cum Hristos Domnul a fost batjocurit, cum Hristos Domnul a fost întins pe crucea Golgotei, cum Hristos Domnul a fost omorât, dar la treia zi a înviat și este Fiul vecii vecilor. Biserica, din toate momentele istorice, la cina cea de taină, trebuia să-și aducă aminte de tot tabloul jertfei lui Hristos. În această zi, când te apropii de masa Domnului Hristos, preghitule, reiterează jertfa lui Hristos. Adu-ți aminte de toate patimile lui, adu-ți aminte de tot drumul jertfei, de urcarea, având crucea în spate Domnului Hristos pe dealul dolorosă, adu-ți aminte de batjocurile lui Hristos, de groana de spine, adu-ți aminte de tortura infernală a Domnului Hristos, adu-ți aminte de răstignire. Se spune că cea mai dramatică formă de execuție în istoria umanității este răstignire. A fost inventată de cartaginezi, perfecționată de romani. Cea mai dură, cea mai dramatică formă de execuție era prin răstignire. Hristos și-a asumat să moară cea mai dramatică viață, cea mai dramatică moarte, de dragul tău și de dragul meu. Când te vei apropia de jertfa Domnului Hristos, să te împărtășești cu cina Domnului Hristos, adu-ți aminte de tot tabloul jertfei. Adu-ți aminte de ce a pătimit Hristos pentru tine și în locul tău. Cum să iei cina Domnului? Preamitule, ia cina Domnului spre amintire. Iosua, împreună cu preoții lui Israel, împreună cu poporul lui Dumnezeu, stă în fața Iordanului. La un moment dat se despică Iordanul în două și chivotul lui Dumnezeu trece prin mijlocul Iordanului. Iosua spune felul următor, stă de vorbă cu oameni din poporul Israel. Fiecare seminție se ia câte un om și Iosua alege câte un om din fiecare seminție. Fiecare reprezentant al fiecarei seminții să ia de aici o piatră, să o ia pe umăr și să o așeze undeva unde noi vom înnopta. De ce să facă lucrul acesta? Să fie ca un semn spre aducere aminte. Când vă veți uita la pietrele acestea, să vă aduceți aminte că în fața voastră, înaintea chifotului lui Dumnezeu, s-a despicat apele Iordanului în două și v-ați trecut pe acolo ca pe uscat. Să vă aduceți aminte de acest lucru. Când fiii și fiicele voastre vă vor întreba, ce cu piatra aceasta aici? Ce cu această construcție aici? Cu acest altar? Voi să le povestiți ce a făcut Dumnezeul vostru pentru voi. Să fie spre aducerea aminte a bunătății lui Dumnezeu, a intervenției lui Dumnezeu pentru voi. Asta este jertfa lui Hristos. Asta este cina cea de taină. Totdeauna ne aducem aminte că Iisus pentru noi a despicat apele Mării Roșii în două. Iordanul a despicat în două. Hristos pentru noi a despicat moartea de la noi și ne-a dat viață nouă. Ne pregătește cerul, mări să-i fie numele. Pentru tine și pentru mine a venit în lumea noastră. S-a născut în Iestea Betleemului, în condiții umile și a asumat toate păcatele tale, toate păcatele mele, toată răutatea noastră. Hristos și-a asumat-o. Și-a purtat-o pe crucea Golgotei și-a murit pentru tine și-a murit pentru mine. Când întinzi mâna și iei bucata de pâine, adu-ți aminte de jertfa Lui. Când întinzi mâna și iei rodul viței, adu-ți aminte de jertfa.
jertfa Lui, că Iisus pentru tine a făcut toate aceste lucruri fantastice, foarte frumos. Cina cea de taină are și această semnificație de semn spre aducere aminte. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. În această zi când te vei apropia de Duhul și Sângele Domnului Hristos, adu-ți aminte de toată suferința Lui, adu-ți aminte de toată jertfa Lui pentru tine, pentru mine, în locul tău și în locul meu. Nicolae Steinhardt povestește că la un moment dat, fiind în temnița comunistă, l-a auzit pe un om care se ruga în felul următor: Doamne, lasă o picătură din sângele Tău să mă curățească de toate păcatele mele. Și spunea Steinhardt, l-a lăsat să se roage și după ce și-a terminat rugăciunea, a spus: frate, pentru tine nu s-a vărsat o picătură, ci s-a vărsat tot sângele lui Hristos. Când vin la jertfa Lui, la masa Lui, adu-ți aminte că pentru tine s-a vărsat nu doar o picătură, ci tot sângele lui Hristos. Caută să ai în fața ta acest tablou al jertfei, toate patimile Lui, toată suferința Lui, toată ocara Lui, toată bălșocura Lui, și când întinzi mâna și pâine și rugul vieții, să fie vii în fața ta toate aceste imagini ale jertfei. Cum să iei cina Domnului? Ia cina Domnului spre amintire. Apoi ia cina Domnului cu recunoștință. Ia cina Domnului cu recunoștință. Spre Scriptura că Domnul Hristos a luat o pâine și a mulțumit lui Dumnezeu și apoi a frânt-o și a dat-o ucenicilor. Ceea ce are taină este o jertfă a mulțumirii. Și foarte important când vii să te împărtășești cu trupul și sângele lui Hristos, să ai în vedere minte, să ai în vedere situația aceasta, și anume, Hristos pentru mine a murit și eu trebuie să comport față de El recunoștință. Recunoștința este foarte importantă. Așa de rar se întâlnesc astăzi oameni recunoscători. Balzac spunea că recunoștința este memoria inimii. Lasă în această zi ca inima ta să aibă o memorie frumoasă, să-și aducă aminte de tot ce a făcut Hristos pentru tine, în speță ce a făcut Hristos pentru tine pe crucea Golgotei și tot acel eveniment al pătimirii Lui. Când te apropii de jertfa lui Hristos, de cina cea de taină, vino cu recunoștință. Fii un om recunoscător, fii un om mulțumitor pentru tot ce face Dumnezeu în viața ta. Pentru faptul că Iisus a murit pentru tine și în locul tău, pentru mine și în locul meu. Apropie-te cu recunoștință. Când vei întinde mâna și vei lua bucată de pâine, care reprezintă trupul lui Hristos. Când vei întinde mâna și vei lua rodul vinții, care reprezintă sângele lui Hristos. Fă-l acesta cu recunoștință, cu mulțumire. Mulțumește-i Domnului pentru suferința Lui. Mulțumește-i Domnului pentru jertfa Lui. Mulțumește-i Domnului că s-a lăsat întins pe crucea Golgotei pentru tine și pentru mine. Putea să nu moară pe crucea Golgotei. Putea să se dea jos de pe cruce, dar n-a făcut lucrul acesta. S-a sfârșit, s-a jertfit până la capăt. Ca tu și cu mine astăzi să fim mântuiți lui Dumnezeu. Să avem Raiul lui Dumnezeu asigurat. Pe toate astea, Hristos te-a făcut pentru noi. Mări să fie lumea. Când vii la jertfa Domnului Hristos, la cina cea de taină, fără acesta cu recunoștință. Biblia spune că într-o zi au venit la Hristos, mai departe cei de lepră, 10 oameni bolnavi de lepră. Bolnavi de lepră erau socotiți oameni morți, necurați, ținuți departe. Oamenii aceștia au trebuit să-și părăsească soții, au trebuit să-și părăsească copiii, au trebuit să-și părăsească părinții, să iasă din cetate, să fie declarați morți, necurați, departe. În Evul Mediu spune istorie, că li se făceau chiar și slujbe de mormântare, adică sunt terminați. Ei mai trăiesc, dar sunt morți. Cam așa era și în perioada biblică. Și oamenii aceștia de departe își ridică glasul spre Iisus și zică următor: Doamne, fie-ți milă de noi și curățește-ne. Domnul se uită spre ei și le spune așa: duceți-vă și arătați-vă marelor preoți. Și pe când se duc ei spre Ierusalim, pentru a se înfățișa înaintea marelui preot și a celorlalți din ierarhia poporului Israel, dintr-o dată se văd curățați. Ceilalți nu vă uită de Domnul Hristos, de ce a făcut Hristos pentru ei, cum le-a curățit, cum le-a redat viața, cum le-a redat vindecare. Și se duc la Melon. Dar unul, era samaritean, spune Scriptura, s-a întors la Hristos și i-a mulțumit. A slăvit pe Dumnezeu, spune textul Sfânt, în gura mare, s-a aruncat cu fața la pământ și i-a dus mulțumirii lui Iisus. Și Domnul întreabă în felul următor, probabil pe ucenicii lui, ceilalți nouă, unde sunt? În această zi te așteaptă Hristos să vii înaintea Lui cu o rugăciune de mulțumire. Așteaptă Duhul Sfânt și te motivează să fii un om recunoscător pentru tot binele pe care ți-l face ție Dumnezeu. Nu uita bunătatea Lui. Fii un om recunoscător. Mulțumește-i Domnului pentru patimile Lui, pentru jertfa Lui, pentru tot ce face pentru tine. Doamne, ajută-ne la
Un evanghelist povestește faptul că, la un moment dat, se duce undeva într-un club de oameni de culoare. În New York s-a întâmplat lucrul acesta. Intră în clubul respectiv și undeva acolo, era o clădire destul de mare, vede statuia unui om. Era un alt. I s-a părut ciudat că în mijlocul unor oameni de culoare vede statuia unui om alt. Și evanghelistul acela îl întreabă pe cel care l-a condus în încăperea respectivă. Ce e omul acesta? Și în momentul acela mărturisește el că acel om de culoare ia poziție de drept și spune că următor este Abraham Lincoln, eliberatorul meu. Vreau să spun că pentru tine și pentru mine Hristos a însărcinat și gloria. Pentru tine și pentru mine Hristos a murit pe crucea Golgotei. Pentru tine și pentru mine Hristos a frânt pe crucea Golgotei. Pentru tine și pentru mine, Hristos ne-a făcut pe toate astea. El te-a eliberat. El m-a eliberat. Fiecare dintre noi am avut fiice și păcate. Fiecare dintre noi am fost legați de diavol, de cel necurat, ca să facem anumite lucruri urâte. Dar Hristos a venit lângă tine. Hristos a venit lângă mine. Ne-a eliberat, ne-a schimbat, ne-a transformat. Ne-a transformat viața. Ne-a scris numele cartea vieții. E cu noi, e noi, e fiecare zi alături de noi. Și când venim la masa Lui, în mod indiscutabil, trebuie să ne aducem aminte de ce a făcut El pentru noi. Mai mult, nu doar spre amintire, ci cu recunoștință să ne apropiem de trupul și sângele Lui. Doamne, ajută-ne la aceasta! E nevoie atunci când vii la masa Domnului Hristos să iei cina cea de taină. Să faci lucrul acesta spre amintire. Să faci lucrul acesta cu recunoștință. Apoi, fă lucrul acesta spre reînnoire. Spre reînnoire. Pare spune felul următor, fraților, când vă împărtășiți, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși și așa să mănânce. Tendința noastră ca oameni este să-i cercetăm pe ceilalți. Pregătite-i fratele, pregătite-i sora. Eu cred că nu-i pregătit nevastă mea să împărtășească. Eu cred că nu-i pregătit bărbatul meu. Eu cred că nici nu-i pregătit. Eu cred că fratele, sora nu-i pregătit sau nu-i pregătită. Pare spune în această zi, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Pentru că ori de câte ori vii la cina Domnului Hristos, trebuie să-ți reînnoiești viața. Trebuie să-ți analizezi viața. Care e relația mea cu Dumnezeu? Care e viața mea de rugăciune? Care e Scriptura? Sau care e rolul Scripturii în viața mea? Săptămâna aceasta, de câte ori m-am rugat? Săptămâna aceasta, luna aceasta, câte texte din Scripturi am citit? Luna aceasta, cât de preocupat am fost de biserică? De câte ori m-am rugat pentru păstori? De câte ori m-am rugat pentru cântăreți? Pentru biserică? De câte ori am simțit codunarea lui Dumnezeu? Trebuie să-mi analizez starea când vin la masa Domnului. Luna aceasta, cum am purtat în casa mea? Relație cu soții, relație cu soțul, relație cu părinții, relație cu copiii mei, relație cu nepoții mei. Cum am purtat luna aceasta? Cum am purtat relație cu colegii, relație cu prietenii, relație cu vecinii mei, consătenii mei, cunoscuții mei? Cum am purtat în fiecare zi? Când vii la masa lui Hristos, este absolut necesar să-ți reanalizezi viața, să te cercetezi pe tine însuți. Să te cercetezi pe tine însuți și să vezi cum ești. Și dacă e ceva de îndreptat, în viața ta și în viața mea, când întinde mâna să ne corectăm, ba mai mult chiar înainte de a face lucrul acesta, chiar în aceste clipe, să spui, Doamne, aici am eșuat, aici am greșit, te rog, iartă-mă, te rog, curățește-mă, vreau să fiu un om puternic. Da, Doamne, vreau să schimb viața mea, vreau să fiu mai mult dedicat rugăciunii, vreau să citesc Scriptura mai mult decât am făcut-o până acum. Vreau să fiu mai implicat în viața bisericii. Vreau să caut mai mult, să aduc prezența ta și pacea ta și binecuvântarea ta în casa. Doamne, le vreau pe toate acestea. În această zi când stau cu tine la masă, Doamne, vreau să se schimbe viața mea bine. Vreau să mă apropie și mai mult și mai mult de tine. Doamne, ajută-ne aceasta. Când întinzi mâna și iei pâinea care reprezintă trupul lui Hristos, când întinzi mâna și iei rodul vinței care reprezintă sângele lui Hristos, fă lucrul acesta spre reînnoire. Să-ți reînnoiești viața spirituală, să-ți reînnoiești legămintele, să-ți reînnoiești relațiile, să-ți reînnoiești lăuntrul. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. E foarte important, preoții mei, să facem acest lucru din tot timpul, să fim sinceri cu noi înșine. Era la școala duminicală, la biserică și la un moment dat, învățătoarea de-a noastră a avut o idee așa mai interesantă, zice, fiecare dintre voi, vezi, vede, vă ziceți cât e o slăbiciune, cât e o greșeală, cât e o neputință spirituală. Cât e o chestie mai puțin bună de la voi. Și fiecare dintre noi am zis cât e ceva. Unul că se enervează prea repede, unul că vorbește prea mult, altul că e prea închis în el, unul că nu știu ce. Fiecare ce-o pun pe inimă, să zic, unde s-o sute slab. Când vine rândul unea dintre băieți, mai și ocupăți așa de fire, zice,
Soră, singurul meu defect este că sunt perfect. Mi-a rămas în minte. Asta e singurul defect. Domnul e perfect. Frate și soror, noi nu suntem perfecți niciunul dintre noi. Trebuie să recunoaștem acest fapt. Și trebuie să ne conectăm. Și Doamne ajută de aceasta. Când te apropii de Duhul și Sângele lui Hristos, adu-ți aminte că nu ești perfect. Să aduc aminte că nu sunt perfect. Și ce să facem? Să ne conectăm. Apostolul Pavel spune felul următor. Pe voi înși vă, fraților, încercați. Pe voi înși vă cercați-vă, fraților, dacă sunteți încredinți. În această zi când stai la masa Domnului Hristos, dragul meu, frate și soră, drag prieten, pe tine însuți, pe tine însuți, cercetează-te, încearcă-te, cântărește-te, dacă ești bine cu Dumnezeu. Cum se încină Domnului? Spre mântire, cu recunoștință, spre reînnoire. Apoi mai fă un pas și ia cina Domnului spre reintegrare. Ia cina Domnului spre reintegrare. Biblia spune că Pavel, stând de vorbă cu frații din Corinte, spune așa. Când veniți la masa Domnului, este cu putință să luați cum trebuie masa Domnului. Pentru că nu vă așteptați unii pe alții. Fiecare mănâncă ce aduce de acasă. Așteptați-vă unii pe alții. Așteptați-vă unii pe alții. E foarte important când vii la masa lui Hristos să te reintegrezi. Pavel subliniază în epistola pe care scrie fraților din Corint importanța reintegrării poporului Dumnezeu. Știut este faptul că omul este o ființă însingurată. E adevărat, suntem ființe sociale, dar în permanență avem tendința de a ne însingura. De a ne închide noi înșine, de a ne închide în familia noastră, de a ne închide între apropiații noștri cei mai intimi, de a ne închide noi în cercul nostru. Poate ai fost dezamăgit, poate ai fost trădat. Și ți-e și frică să te raportezi la altor oameni. Ai tendința să te însingurezi. Cum ceva nu-ți merge bine, cum nu mai chef să răspunzi la telefon, cum tragi perdeaua, cum te izolezi, cum te închizi, efectiv. Asta este tendința omului. E adevărat, omul este o ființă socială, însă la fel adevărat este faptul că în urma confruntărilor cu păcatul, omul are tendința de însingurare. Ai tendința tot mereu de a te retrage din biserică. Am tendința tot mereu de a mă izola din biserică. De a fi eu pe drumul meu și toți ceilalți pe drumul lor. Frații și dragi prieteni, când venim la masa Domnului Hristos, facem lucrul acesta pentru reintegrare, să ne reintegrăm în poporul lui Dumnezeu. Că avem tendința aceasta, în anumite momente din viața noastră, să facem pasul înapoi. Să meargă și să se roage, eu nu mă duc. Să citească Scriptura, eu nu citesc. Să se implice, să susține, eu nu fac. Să postească ei pentru lucrare, eu nu mă implic. Când vii la masă lui Hristos, trebuie în mod indiscutabil să te apropii. Să te apropii de Hristos, care este capul bisericii, capul trupului. Să te apropii de trupul lui Hristos. Pentru că Dumnezeu și cu mine n-am fost mântuiți de unii singuri. E adevărat, mântuirea este personală, se capătă prin credință, dar se capătă în biserică. Frați și soră, dragi prieteni, când venim la masa lui Hristos, noi trebuie să ne reintegrăm. De fapt, de asta venim la masa lui Hristos, să ne reintegrăm în Hristos, să ne reintegrăm în poporul lui Dumnezeu. La masa lui Hristos nu mai ținem cont că suntem bătrâni sau tineri. La masa lui Hristos nu mai ținem cont că suntem săraci sau bogați. La masa lui Hristos nu ținem cont că suntem cu școală sau fără școală. La masa lui Hristos nu ținem cont de naționalitate. La masa lui Hristos, toți suntem la fel. Unul singur strălucește. Numele Lui este Iisus Hristos. Trăiască numele. În timpul războiului de secesiune, Robert Lee a genunchiat la cina cea de taină, la cina Domnului, lângă un om de culoare. S-a uitat cineva la el și a spus, mă omule, cum poți să faci așa ceva? Și Lee a zis în felul următor, prietene, sub cruce, pământul este același. Prietene, sub cruce, pământul este același. În această zi, când vii la crucea lui Hristos, trebuie să-ți aduci aminte că sub cruce, pământul este același. De aceea, dintre mine și dumneata, dintre dumneata și fratele dumneitale, care stă pe aceeași bancă, care formează același popor al lui Dumnezeu, din cel din casa ta, cel din adunare lui Dumnezeu, cel care formează în biserica lui Dumnezeu, trebuie să dispară orice discuții. Orice tensiune, orice probleme, noi trebuie să le dăm pe toate la parte și să ne apropiem cu o inimă curată, să ne reintegrăm în poporul lui Dumnezeu. Domnul Hristos, în rugăciunea de mare preot s-a rugat în felul următor. Tată, mă rog ca toți să fie una. După cum eu sunt Tată una cu tine, tot așa să fie și toți una. E foarte important să fim una. La cina Domnului, noi trebuie să ne facem una. La cina Domnului trebuie să lăsăm prejudecățile noastre deoparte, trebuie să lăsăm ambițiile noastre deoparte, trebuie să lăsăm supărările noastre deoparte, să lăsăm toate barierele dintre noi, trebuie să le lăsăm la o parte și să ne apropiem cu toții, să fim una în Hristos. Doamne,
aceasta. Cum să iei cina Domnului? Ia cina Domnului spre reintegrare. Te trebuie în această zi când vei sta la masă cu Domnul Hristos. Dragul meu, cum îți duci viața de pocăință? Îți duci viața de pocăință împreună cu poporul lui Dumnezeu sau te însingurezi? În sufletul tău și în sufletul meu există această tendință de însingurare sau de apropiere de Dumnezeu? Cum să iei cina Domnului? Ia cina Domnului spre amintire. Ia cina Domnului cu recunoștință. Ia cina Domnului spre reînnoire. Ia cina Domnului spre reintegrare. Ia cina Domnului ca așteptare. Ia cina Domnului ca așteptare. Zice Hristos în felul următor. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea până când voi veni. Și Pavel menționează acest lucru. Să faceți lucrul acesta spre Hristos până când va veni El. Biserica din toate momentele istorice, din toate lucrurile, a înțeles acest lucru foarte important. Că ori de câte ori vii la cina Domnului Hristos, amintești faptul că El stă să vină. E adevărat o vorbă care spune că ochii care nu se văd, se uită. Și Hristos știe această realitate. Că dacă noi nu avem ceva vizibil în fața ochilor noștri, avem tendința să uităm. Avem tendința să uităm faptul că El stă să vină. Avem tendința să rezumăm toată alergarea credinței la un cod de reguli morale și nimic mai mult. Frați și surori, Hristos a știut acest lucru. De aceea a lăsat cina acea de taină ca ori de câte ori te apropii de pâinea aceasta și de omul vieții. Să înțelegi că Hristos este aici în mod spiritual. Și acest Hristos care este aici în mod spiritual, într-o zi, va reveni în mod fizic. Avem tendința în permanență să uităm de asta. Uitați-vă să vedeți. De pildă, săptămâna aceasta, de câte ori ne-am gândit că Iisus stă să vină? Ce este vorbit? Frați și surori, când o fost să pomenim într-un fel sau altul, ne-am gândit noi că Hristos stă să vină? Te asigur că dacă te-ai fi gândit că Hristos stă să vină, te-ai fi purtat altfel, m-aș fi purtat altfel. Noi nu prea ne gândim la faptul că Iisus stă să vină. Muncim toată ziua, alergăm în stânga și în dreapta, facem o școală, ne facem o casă, ne cumpărăm un apartament, ne cumpărăm proprietăți, gândim de cele mai multe ori că totul se rezumă la ea, ce se vine aici. De cele mai multe ori suntem tentați să reducem tot ce înseamnă credință creștină la un set de reguli religioase, să fim oameni morali, oameni de viață și mai departe. Dar esența creștinismului nu este un cod de reguli. Esența creștinismului este o relație cu ceea ce se numește Eu Sunt. Acest Eu Sunt este Domnul tău și Mântuitorul meu. Acest Eu Sunt, Iisus Hristos, Domnul, de care noi ne apropiem la cea de taină, e prezent aici Scriptorul Măriței fie numele, dar va veni într-o zi, în mod fizic, și orice ochi îl va vedea. Când te apropii de cina Domnului, trebuie să-ți aduci aminte că dumitale casă nu e aici pe pământ. A dumitale patrie nu este aici pe pământ. Ne bucurăm. Ne bucurăm de România, vă bucurați de America, dar nu astea sunt patriile noastre în cele din urmă. Patria noastră este cerească. Și niciodată nu trebuie să uităm, să ne scape din privire faptul că Iisus Hristos, Domnul, stă să vină. Adu-ți aminte în ziua aceasta că Iisus trebuie să vină. Și în lumina acestei reveniri a lui Hristos, apropie-te. Și în lumina acestei reveniri a lui Hristos, raportează-te la soția ta, raportează-te la soțul tău, raportează-te la munca ta, la business-ul tău. În lumina acestei reveniri a lui Hristos, raportează-te la Biserica lui Dumnezeu, raportează-te la cunoscuții, raportează-te la tot ce se întâmplă în jurul tău, în lumina revenirii lui Hristos. Lucrul acesta este foarte important. Biblia spune că într-o zi, împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerului, se va asemăna cu 10 fecioare. Toate 10 stau în așteptarea mirei. Toate 10 ațipesc. Toate 10 au candele. Toate 10 au un delemn în candele. Acum, potrivit mărturiei teologilor istoricilor, o candelă ardea undeva în jur de 15 minute. Când se aude strigarea, iată mirele și întâmpinare, fecioarele înțelepte zic, mi se sting candelele. Asta însemna că aveau un delemn în candelă. Dar avea vreo 15 minute. Aveai nevoie de un delemn de rezervă în vasă. Așa era procedura. Dar numai 5 s-au pregătit cum trebuia. Aveau un delemn rezervă în vasă. Celălalt delemn în candelă. Și în momentul acela se panichează, le spun celorlalte 5 înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, ni se sting candelele. Ce zic înțeleptele? Duceți-vă și cumpărați. Frații și dragi prieteni, pentru ele, din întâmplarea biblică a fost prea târziu să mai cumpere. Dar noi putem să ne pregătim. Noi putem să cumpărăm un delem în candele. Adică noi putem să veghem. În permanență tendința ta și tendința mea este să dormim.
În permanență tendința noastră este să ațipim spiritual. Dar când vii la masa lui Hristos, trebuie să-ți aduci aminte că Iisus stă să vină. E cel pe care îl trimite Hristos înaintea Lui. Momentul acesta este un moment pe care Hristos îl trimite înaintea venirii Lui să ne spună, eu stau să vin, voi treziți-vă, voi pregătiți-vă. În această zi, oricine fi, oricare ar fi starea ta, ridică-te din amorțeala ta spirituală. Să ne ajute Bunul Dumnezeu pe fiecare dintre noi să ne trezim spiritual. Doamne, ajută-ne la aceasta! Într-o duminică dimineață, după serviciul de dimineață, mă duc cu cina Domnului la un frate de mai bine de 80 de ani. Îi dau cina Domnului, mă rog împreună cu Dumnealui și apoi îmi spune felul următor, nu o să-i cuvintele Dumnealui. Frate Dan zice, dacă nu vine Domnul până în luna viitoare, te aștept să-mi aduci din cina. Foarte frumos. Dacă nu vine Domnul până în luna viitoare, te aștept să-mi aduci cina. Adică, de fiecare dată când venea la cina lui Hristos, să duceam cina sau frații. Dânsul se gândea, Iisus stă să vină. În această zi adu-ți aminte că Iisus stă să vină. Poate treci prin situații delicate. Adu-ți aminte că Iisus stă să vină. Poate să merge bine și ai mai uitat că ești pământean. Adu-ți aminte că Iisus stă să vină. Când vei întinde mâna și îi lua pâinea aceasta, care reprezintă trupul lui Hristos, adu-ți aminte că ceea ce este aici spiritual va reveni într-un mod fizic. Când vei întinde mâna și vei lua rodul vieții care reprezintă sângele ăsta pe crucea Golgotei, adu-ți aminte că ceea ce este aici spiritual stă să vină în mod fizic. Hristosul Dumnezeu stă să vină. Doamne, ajută-ne să fim gata. Cum să iei cina Domnului? Ia cina Domnului, preaiubitule, spre amintire. Ia cina Domnului cu recunoștință. Ia cina Domnului spre reînnoire. Ia cina Domnului spre reintegrare în biserică. Ia cina Domnului ca așteptare. Doamne, ajută-ne la aceasta. Biserica din Corint a fost o biserică binecuvântată. Cel care o fondează este chiar Apostolul Pavel. Un om extraordinar al Dumnezeu. Biserica din Corint a fost o biserică binecuvântată de Dumnezeu. Cu foarte multe daruri spirituale. O biserică foarte pentecostală. Foarte pentecostală. Din toate punctele de vedere. Manifestarea de Duhului Sfânt. Revărsarea de Duh Sfânt. Au avut și problemele ei. Dar manifestare de Duh Sfânt în mod special. Nu știu dacă vreo biserică, din perioada aceea, a mai fost dat putere spirituală, de-aia revărsări de Dumnezeu ca în biserica din Corint. Dar a fost mare harul Domnului, dar a fost și mari păcatele și slăbiciunile oamenilor. În cetatea Corintului, oamenii se întorceau pe capete la Dumnezeu. Se întorceau sclavi, se întorceau oamenii liberi, dar simpli. Se mai întorceau și oameni importanți din cetate, anumiți funcționari importanți ai cetății. Se întorceau oameni săraci și nemulți, dar și câțiva oameni bogați mai însemnați. Se întorceau oameni simpli și nemulți, dar și câțiva oameni educați. Și când au venit la adunare în biserică, veneau la cina Domnului și erau gata înainte de cină. Și fiecare cu partea lui. Bogați în un loc, importanți în un loc, simpli la celălalt. Ăștia simpli priveau spre ceilalți și ziceau, ăștia sunt păcătoși, fac tot felul de prostii, ăștia la tine disprețuiau. Și Pavel spune fraților, nu-i bine așa. Voi sunteți trupul lui Hristos. Voi sunteți trupul lui Hristos. Nu-i bine cum vă apropiați. Voi veniți la masa Domnului și nu deosebiți trupul lui Hristos. Oameni este caz cu cealaltă mâncare, pentru că voi nu e special, nu-i bine așa, fraților. Dar cum să luăm cina apostolului? Și Pavel spune felul următor. Luați cina spre amintire. Luați cina cu recunoștință. Luați cina spre reînnoire spirituală. Luați cina spre reintegrare în poporul lui Dumnezeu. Luați cina ca așteptare. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu pe fiecare dintre noi să luăm cina în această zi. Doamne, ajută-ne la acesta. În urmă cu vreo 3-4 săptămâni eram la Paris cu o predică Evanghelie. Și acolo fratele Bobby, un presbiter, mi-a mărturisit următoarea situație. Frate Dan, avea probleme foarte mari cu inima. Omul acesta nu are nici 30 de ani. Dar mi-a spus, aveam probleme foarte mari cu inima. Am fost la medic și medicii mi-a spus în felul următor. Dacă te operăm, te credităm cu 20% șanse să supraviețuiești. Dacă nu te operăm, în câteva săptămâni tu mori.
Aveam niște dureri groaznice, simțeam efectiv că îmi plesnește pieptul. Frate, dar dacă spuneam câteva cuvinte, eram epuizat maxim. Dacă făceam câțiva pași, eram frânt, obosit, terminat. Într-o situație foarte delicată. Stăteam seara, pentru că nu puteam să dorm, plângeam. Și ziceam de multe ori, Doamne, aș vrea să mor în momentul acesta. Pe de altă parte, mă uitam la copiii mei, la trei băieți, și mă gândeam, ce o să reagă dacă eu mor? Era o bătălie cumplită în inima mea. Pe de o parte, aș fi vrut să mor. Pe de altă parte, mă gândeam, Doamne, vindecă-mă pentru poruncii mei. Așa treceam nopțile gândindu-mă că o să plec destul de vreme. Nici la 30 de ani o să plec. Să te află mântane că știi ce o să fie cu viața mea, copiii mei, soția mea. Plângeam, mă rugam Domnului. M-am dus la biserică, trebuia să predic Evanghelie. Frate, nu puteam să predic. După 5, 6, 10 cuvinte eram obosit și efectiv stăi de putere. Nu puteam să mă împărtășesc în picioare sau stând pe genii, atât eram de frânt. Mergeam și la biserică, stăteam pe scaun, asta era tot ce făceam, stăteam pe scaun adunare. Mă cerceta Dumnezeu într-un mod special, dar eu simțeam că sfârșitul meu este foarte aproape. Era duminică și aveam cina Domnului. N-am putut să predic în ziua cinei, n-am putut să împărtășesc trupul și sângele Hristos. Dar am putut să mă împărtășesc eu. Am întins mâna și am luat bucata de pâine. Frate, da, când am luat bucata de pâine și m-am rugat Domnului, am simțit cum un foc al Dumnezeu efectiv străbate toată ființa mea. Din creștetul capului până în tălpile picioarele, ce efectiv ceva mă arde. Același lucru s-a repetat și când am luat sângele Domnului Hristos. Imediat m-am simțit mai bine, m-am simțit mai înviorat. M-am dus următoarea săptămână la doctor, trebuia să facă programarea pentru operații. Mi-a făcut analizele și mi-a spus pe următor, Domnule, tu nu mai ai nevoie de operații. Situația ta este mult mai bună. E nevoie că de însănătoșire, dar situația ta e mult mai bună. Tu nu mai ai nevoie de operații în momentul acesta. Și spunea felul următor, mi-a dat Dumnezeu zile și viață. Sunt în mijlocul familiei, pot să predic Evanghelia și pot să împart trupul și sângele lui Hristos. Pentru că atunci când am întins mâna, prin credință, Hristos m-a vindecat. Hristos a fost de mine. Eu cred în toate mea că aici este Hristos. În momentele acestea aici este Hristos. Crezi lucrul acesta? Este aici, mărit să fie Domnul. El lângă tine și lângă mine. Prin credință vrea să te vindece în ziua aceasta. Prin credință vrea să te ierte în ziua aceasta. Prin credință vrea să te libereze în ziua aceasta. Prin credință vrea să te binecuvânteze în ziua aceasta. Când vei întinde mâna și vei lua pâinea aceasta, care reprezintă trupul lui Hristos, când vei întinde mâna și vei lua rodul vinței, care reprezintă sângele Hristos, așteaptă-te să întâmple ceva puternic în viața ta. Așteaptă-te să te apropii mai mult de Dumnezeu. Așteaptă-te să primești puterea din puterea lui Dumnezeu. Așteaptă-te să facă Dumnezeu o lucrare puternică în viața ta. Frați și surori, noi nu venim la cina Domnului ca un eveniment trecut. Noi venim la cina Domnului ca un eveniment care are trecut, dar are și prezent și are scriitul. Această pomenire înseamnă aduce ceva din trecut în prezent. Ceva ce are valoare în trecut, să fie valabil și astăzi, putere și astăzi. Nu veni la cena Domnului oricum, cercetează-te. Pocăiește-te împreună cu mine, corectează-te, să ne corectăm. Și apoi se spune, Doamne, atinge-te de noi. Tu știi că Iisus este aici. Tu știi că Domnul este aici. Așteaptă să facă Dumnezeu ceva puternic în viața ta în momentele acestea. Așteaptă-te să se întâmple ceva puternic în viața ta în momentele acestea. Așteaptă-te să se întâmple ceva puternic în viața ta în momentele acestea. Să te apropii mai mult de Domnul. Să primești putere din puterea Lui. Să primești vindecare sufletească. Vindecare emoțională. Să primești chiar și vindecare fizică. Pentru că Hristos este aici. Hristos este aici. Cum se încina Domnului? Spre amintire. Cu recunoștință. Spre denoire, spre reintegrare, ca așteptare. Și vei întinde mâna și la trupul și sângele lui Hristos. Așteaptă-te să se întâmple ceva puternic în viața ta. Hristos să se atingă de tine și de problema ta. Amin.